Da. Știu că am întârziat, dar am trezit mai târziu. A, nu se poate. Nu. Bă, dar nu se poate, mă, fiecare zi aceeași chestie. Da, iar m-a blocat cineva. Ia, stai puțin. Îmi pare rău. Ce? Ce? Oh. Trăim într-o țară de animale. Am stat doar 3 minute. Știu, dar ăsta probabil a ieșit din mașină, că l-ați blocat, a zgâriat și a fugit ca un laș. Pentru că am stat puțin mai mult. De data asta am avut mai mulți copii ai străzii de hrănit decât în mod normal. Și da, am stat atât, dar să faci asta? Nu e ok. Știu. Poate merge cu mână de vopsea. Dacă vreți, mergem în magazinul ăsta care vinde pe aici. Nu. Oamenii ca aceștia nu ar trebui să rămână nepedepsiți. Așa e. Știu. Uite-mi cauciucurile. Ce face? Uite-mi cauciucurile. Ce? Hei. Nu vrei mai degrabă să o scuipăm sau ceva? Nu ai zis-o că trăim într-o lume de animale? Auzi, și țara asta cumva are nevoie de o schimbare. Și schimbarea asta poate să înceapă fix cu tine. Lasă asta! Nu vrei să fii complicele meu? Nu merge. Nu merge. Dă-i tu. Da, știi, tu pari o fată super educată și cumva cel mai deștept mereu cedează. Hei! Dă-i cuțit la fraier! Dă-i! Așa! Așa, bravo, că tu ești puternic! Ia, mi-a dat-o la prost. Da. Bun, păi ce zici, mergem să sărbătorim la un suc? Știu o cafenea în zona pe aici la Hey. Hei, baby, totul e ok? Da, un fraier ne-a zgâriat mașina, da, i-am tăiat cauciucurile. Mă rog, nu e el, că e mai puternic. Oh, fratele meu, bravo, bine făcut! Baby, hai să mergem, mai avem copii de hrănit, da? Hai, te rog. Mersi mult, acum care te dai să nu te prindă. Pa! Baftă, fratele, bine ai făcut. Hai, baby, pe aici.